La Dej, curățirea terenurilor agricole prin incendiere îi pune pe jar pe locuitorii caselor care se află în apropierea acestora. Azi noapte, mai multe case au fost la un pas de incendiu din cauza flăcărilor întețite de vânt, lăsate nesupravegheate de proprietarul unui teren. Oamenii spun că ieri după amiaza, proprietarul unui teren de la marginea orașului a dat foc vegetației uscate, dar în loc să supravegheze flăcările, a plecat acasă. Azi noapte însă, din cauza vântului puternic, incendiul a reizbucnit, amenințând casele aflate la doar câțiva metri de pârjol. Oamenii au ieșit speriați din case și au sunat la 112. Că noroc cu vecinii, că noi ne-am trezit, că suntem și noi la servici, dimineața plecăm la 6, noroc cu vecina, că altfel... Dar cine credeți că i-a dat foc? Păi da, e ăsta care are pământul aici. Doar l-am chemat la telefon și mi-a vorbit și urât. Mai bate acolo să vezi dacă nu mai rămâns cu chei. Că ce mă interesează pe mine? Era să ne aprindem, să ardem de vii. Ce să mai stingi? Că noroc cu vântul, când a ajuns la copaci, s-au prins copaci, că doar casa e aici. Vântul am avut un noroc de la Dumnezeu, a luat-o invers, știi? De-am apucat să stingem, că altfel ce să stingi atâta trestii? Erau flăcările mai mari decât copacii aia. Ajunși la fața locului și ajutați de locuitorii din zonă cu apă și lopezi, pompierii au reușit să stingă flăcările înainte ca acestea să se extindă la gospodării. Am fost solicitați pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată. Ne-am deplasat la fața locului cu auto specială de intervenție, incendiul a fost lichidat, n-au existat probleme deosebite. Numai în ultimele 24 de ore, pompierii de Jeni au fost solicitați la cel puțin 5 incendii de vegetație scăpate de sub control. Și în județul Maramureș, incendiile de vegetație uscată amenințau zonele locuite. În unele locuri, flăcările au ajuns până pe marginea drumului european 58. Piața agroalimentară din orașul Târgu Lăpuș funcționează chiar în curtea primăriei, în câteva minute la știri.